Împărțirea cu rest a numerelor naturale. Spunem că avem de-a face cu împărțire cu rest atunci când de împărțitul nu se împarte exact la împărțitor și ne rămâne un rest, spre deosebire de împărțirea exactă, când restul este de fapt 0. Să spunem că bunicul are 16 bomboane și vrea să le împartă în mod egal celor 3 nepoți. Câte bomboane primește fiecare nepot? Spunem că împarte 16 bomboane în mod egal celor 3 nepoți. De aceea este vorba despre operația de împărțire, adică 16 împărțit la 3 este egal cu. Făcând legătura cu mulțirea, ne dăm seama că 16 nu este nici produsul niciunei mulțiri în care un factor să fie 3. Dar știm că 3 se cuprinde în 16 de 5 ori, pentru că 3 ori 5 este egal cu 15. 15 este cel mai mare produs, mai mic decât 16, în care un factor este 3. Dacă bunicul ar avea 15 bomboane, ar putea da în mod egal celor 3 nepoți câte 5, însă el are 16 bomboane. Și atunci, din 16, dacă vom scădea 15, îi mai rămâne bunicului o bomboană, care este tocmai restul împărțirii noastre. Și atunci, împărțirea 16 împărțit la 3, spunem că este egal cu 5, care este câtul, și ne arată că 3 se cuprinde în 16 de 5 ori, și rest, 1. Ca să răspundem la întrebarea problemei noastre, putem spune că fiecare nepot primește câte 5 bomboane, iar bunicului îi mai rămâne o bomboană. Numărul care se împarte se numește și de data aceasta de împărțit, iată 16 este de împărțitul. Numărul la care împărțim se numește, de asemenea, împărțitor. 3 este împărțitorul. Rezultatul împărțirii 5 este câtul, iar restul este 1. Putem să-l notăm, rest, R. Aceasta este forma generală a operației de împărțire cu rest. Din acest mod de scriere putem să deducem o formulă ce ne ajută să aflăm de împărțitul atunci când cunoaștem celelalte elemente. Și scriem că de împărțitul este egal cu câtul ori împărțitorul plus restul. Iată, pentru a afla de împărțitul, va trebui să înmulțim câtul cu împărțitorul și să adunăm restul.